Cristian Popescu Piedone, candidat pe USL la primăria Capitalei, anunță deschiderea a 3 noi specializări medicale în cadrul complexului Sfântul Andrei. Este vorba despre un cabinet de mamografie, un cabinet de radiologie dentară și, de asemenea, un cabinet de fizioterapie. Ce vă durea? Coloana. Și pe mine. O să vin și eu dacă voi avea timp. Noi avem în centru un mamograf nou și performant și o să o duc pe doamna să realizăm o examinare mamografică. De altfel, cred că e singurul aparat. Da, este singurul aparat din sector. Cu acest aparat, cred că nu doar sectorul va înflori și zâmbetul oamenilor.